Salutare copii și bine ați venit la o nouă lecție de tenis. Azi avem nevoie de două mingi, rachetă și oglindă. În ora de azi vom vorbi despre poziția rachetei în momentul contactului cu mingea. Începem cu încălzirea, vom face câteva exerciții cu racheta și cu mingea, după aceea pregătire fizică urmată de stretching. Exercițiile de azi ne vor ajuta să îmbunătățim coordonarea și dexteritatea, dar și forța și rezistența, de aceea vor fi puțin mai intense față de antrenamentele trecute. Foarte important, dacă nu puteți să lucrați corect împreună cu mine, încercați și singuri până reușiți pentru a putea trece la pasul următor. Trebuie să înțelegeți că de la un antrenament la altul va fi puțin mai diferit. Copii, haideți să exersăm acum ce am învățat data trecută. Ridicăm racheta de jos și o retragem la spate. Facem mișcarea până în momentul contactului cu mingea. Haideți să exersăm puțin. Ridicăm racheta de jos. O retragem la spate cu mâna întinsă, cotul întins, da? Racheta e aici. Încă o dată. Haideți să exersăm. O lăsăm jos. Ridicăm. O retragem la spate. Încă o dată. Lăsăm racheta jos. Ridicăm, fixăm priza, da? Și retragem racheta la spate. Ok, de aici. Important să coordonăm brațul, umărul și șoldul înainte de a lovi mingea. Ia uitați. 1, 2, cum am făcut data trecută, vă mai aduceți aminte. 3, 4 și mai exersăm o dată, 5. Haideți să lăsăm racheta jos, ultima oară. O ridicăm, da? O retragem la spate. Suntem deja așezați în poziția corectă. Și lovim. 1, 2, da? Coordonăm șoldul, brațul și încheietura. În același timp, cu mine. Hop, până aici. Da? Ok, e suficient. Iar acum haideți să trecem la momentul contactului cu mingea. Locul de lovire și punctul de lovire. Copii, acum am ajuns în cel mai important moment, contactul rachetei cu mingea. În această poziție, păstrăm unghiul de 90 de grade, iar poziția cotului nu se ridică. Da? Cotul rămâne jos. Planul rachetei în momentul loviturii nu este nici deschis, nici închis. Acesta este perpendicular pe sol. Racheta formează o linie cu buzunarul, da? Nu este nici în față, nici în spate vârful rachetei. Distanța brațului față de corp nu va fi nici prea departe, nici prea aproape, ci la o distanță confortabilă. Aceasta este poziția corectă în momentul loviturii. Haideți să repetăm de câteva ori acest element tehnic. Retragem racheta la spate. Lovim în față. Încă o dată. Retragem. Lovim. Retragem. Lovim. Încă o dată, retragem racheta, coordonăm umărul, încheietura și șoldul și lovim. Încă o dată, ia uitați poziția, așa se află racheta în momentul contactului cu mingea. Încă o dată, repetați o dată cu mine, vă urmăriți mișcarea în oglindă. Urmăriți-vă în oglindă să faceți exact ca mine. Ia uitați. Și încă o dată ultima. Și aici am lovit mingea. Ok, suficient pentru azi. Haideți să trecem la încălzire. Copii, haideți să începem încălzirea. Am vorbit destul. Acum să începem să și lucrăm puțin. Încălzim gâtul. Rotim capul. Partea dreaptă. Încet, nu ne grăbim. Bun, acum schimbăm partea stângă. Ok, rotim brațele în față. Coatele întinse, pieptul în față,
invers. Ok, acum un braț sus, unul jos și începem. 1, 2, 3, 4, 5, mâinile drepte, 6, 7, 8, 9, 10 și încă 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! Ridicăm coatele sus. 1 și le îndreptăm. 2. Scoatem piept în față. Capul sus. Simțim umerii. Palmele aici sunt în jos. Ia uite Cătălina în partea asta și palmele sus. Da? Jos și le deschidem sus. Da, răsucim antebrațul aici. Ok, bun. Acum, ce avem de făcut? Aplecările. Sus. Jos, cât mai jos. Unul sus. Și unul jos. Haideți încă una. Super! Acum rotim bazinul. Dăm din buric. Invers. Haideți să facem acum și murișca. Depărtăm picioarele. Cu mâna stângă atingem vârful adidasului drept, iar mâna dreaptă este sus. Apoi invers. Mâna dreaptă atinge piciorul stâng, iar mâna stângă este sus. Și pe rând. Gata? Mă văd tot și acum 20 de bucăți. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zece genoflexiuni. Haideți să depărtăm picioarele. Egală, distanța între ele este egală cu distanța între umeri. Dăm drumul. 1, 2, fundul până jos. 3, 4, ia să vedem și spatele drept. 5, 6, 7, vă uitați în oglindă, da? Faceți la fel ca mine. Încă 3. Spatele drept și încă o dată. Ok, bun, scuturăm picioarele. Să facem niște fandări alternative cu săritură. Ia fiți atenți. Punem piciorul stâng în față, genunchiul piciorului drept jos. Și acum sărim și schimbăm, da? Păstrăm spatele drept aici. Ok. Greutatea este pe ambele picioare, dar un pic în spate, da? Nu vă lăsați aici în față, nu faceți asta. Și facem 10 bucăți. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, acum 20 de sărituri jumping jacks. Și ultimele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gata, ajunge, luați o scurtă pauză. Ne vedem cu următorul exercițiu. Haideți acum să învățăm să jonglăm cu racheta și cu mingea. Prima dată.
lăsăm racheta jos, fixăm mingea pe racordaj, o ridicăm ușor, fără să ne cadă mingea de pe racheta. Acum, aruncăm o dată mingea în sus și o primim. Da? Ia exersați încă o dată. Mingea este pe racordaj, sus și prindem. Încet, fără să ne grăbim. Foarte simplu. Bun. Acum, dăm drumul la minge, lovim o dată și prindem. Lovim și prindem mingea. Ia uitați, deasupra rachetei, ținem mingea, dăm drumul, o lovim și o prindem. Nimic mai simplu. Ia uitați. Încă o dată, vă jucați și voi, o dată cu mine. Exersați, da? Deci dăm drumul, lovim încet și prindem, da? Nu lovim foarte sus mingea. Încet. Hop. Atenție la încheietură, aici este tot controlul, da? De aici controlați mișcarea. Ia uitați. Deci încheietura este fixă, nu se mișcă, da? Se vede aici încheietura și... Vedeți? Ok, mai exersăm de câteva ori. Ținem încheietura fixă și o mișcăm foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Suficient cât mingea să ajungă înapoi în mână, aici, să nu se ducă foarte sus. Ia uitați. Și... Da, se vede. Simplu. Ok. Acum, vom da drumul la minge și vom jongla un minut. Vom face o serie cu mâna dreaptă un minut și după aceea vom încerca și cu mâna stângă un minut. Ia uitați. Haideți să încercăm și cu mâna stângă. Dăm drumul la minge și o lovim. Dăm drumul la minge și o lovim. Cum vă simțiți cu mâna stângă, mai bine? Sau mai rău? Mai greu cu mâna stângă? Mâna neascultătoare. Ia uite. Hop. Eu pun la fel de bine și cu dreapta și cu stânga. Acum, haideți să începem. Un minut jonglăm cu mâna dreaptă o serie, apoi un minut cu mâna stângă o serie și în total vom face 4 serii. Sunteți pregătiți să-i dăm drumul? Un minut, dăm cronometru și am început. Cu mâna dreaptă dăm drumul și începem să jonglăm. Ia uitați, încercați să controlați de aici din încheietură și să nu mișcați picioarele în timp ce jonglăm. Da, nu alergăm prin casă, nu ne plimbăm, nu mișcăm picioarele, da? Controlăm în permanență din încheietură. Pentru unii dintre voi poate să fie foarte ușor, nu? Atunci voi va trebui să numărați următoarea serie, să spuneți câte ați jonglat. De exemplu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Și numărați fiecare serie și îmi spuneți câte ați reușit timp de un minut. Da? Apoi îmi scrieți pe Instagram Lucian Tenis, da? Îmi dați un mesaj și îi spuneți. Azi, la cursul 4, gata, stop! Ne relaxăm un pic brațul. Azi, la cursul 4, am făcut 50 de jonglări. Acum, cu mâna stângă, dăm drumul. Și un minut. Ia uitați, controlăm și cu stânga. Data viitoare cu mâna dreaptă o să număr, să vedem câte lovituri fac. Și o să vă spun, să vedem dacă faceți mai multe decât mine. Vreau să văd cine e mai tare ca mine. Ia uite, Cătălin filmează aici rachetura. Ia uite. Vezi, racheta. Controlăm de fiecare dată, încercăm să jonglăm cu mijlocul racordajului, da? Hop.
Atenție la încheietură, da? Concentrare și privim mingea. Și stop, un minut a trecut. Pauză, scuturăm brațul dacă ne-a obosit. Respirăm puțin. Iar acum o să încep cu mâna dreaptă și o să și număr. A câta serie? A doua, da? A doua serie. Atenție, scuturăm, mai scuturăm puțin brațul. Gata, i-am dat drumul, și. Am stabilit record. Vreau să vă văd pe voi câte ați făcut. O să-mi scrieți acolo pe Tenis Lucian, da, Instagram, Lucian Tenis, pardon. Să spuneți câte ați făcut, să văd dacă e vreunul dintre voi mai tare decât mine. Acum, începe cu mâna stângă, da? Hai să număr o serie și cu mâna stângă. Dăm drumul la cronometru și am început. Mai bine cu mâna stângă, v-am spus că sunt la fel de bun și cu dreapta și cu stânga. Scuturăm brațele. Ok, respirăm 10 secunde. Dacă vă doare încheietura, o scuturați. Mai dați puțin pe pauză, da? Dăm drumul la cronometru și începem. De data asta nu mai număr. Un exercițiu destul de simplu pe care trebuie să învățați să-l faceți neapărat. Vom avea și alte exerciții mult mai grele, așa că vă sfătuiesc să le practicați pe astea până vă ies. După aceea vom învăța și altele. Încă 20 de secunde. Ia uitați cum jongleză, nu mișc deloc picioarele. Stau nemișcate. Da, nu alergăm așa după minge. Da, trebuie să o controlăm. Stăm pe loc și stop. Un minut, respirăm, scuturăm brațul. Ok, ne pregătim. Jonglăm cu mâna stângă. A treia serie. Și am început. Ridic mingea, mereu. Ok,
Și stop. A treia serie. Haideți să lăsăm puțin racheta jos, să scuturăm brațele. Dacă ați început să simțiți o mică durere aici, da, le relaxăm un pic. În 10 secunde. Pentru cei care puteți să jonglați și vă descurcați foarte bine, continuați. Fără să vă mai opriți. Ok. O ridicăm. Începem. Ultima. I-am dat drumul. Cu mâna dreaptă. Încă puțin, încă puțin. Și stop. Cu mâna stângă acum. Ultima serie cu mâna stângă. Începem. Și stop. Bun, ăsta a fost exercițiul pentru jonglat, da? Dacă nu v-ați descurcat, încercați să-l mai exersați până vom trece la următoarele, da? Ok, haideți să luăm o scurtă pauză, să ne vedem după. Am revenit. Vom încerca să alergăm în același timp. Ok? În același timp, da, când alergăm, batem o dată cu mâna dreaptă, mingea jos, apoi cu mâna stângă. Alternativ, vom face treaba asta 30 de secunde. Legat, fără să ne oprim. Alergăm și pe rând vom arunca mingea cu mâna dreaptă. Apoi cu mâna stângă. 30 de secunde, vedeți? Bun. Apoi vom continua să alergăm. Dăm drumul ambelor mingi în același timp și le prindem. Ia încercați pe loc. Prima dată exercițiul ăsta. Ia uitați. Dăm drumul și prindem. Dăm drumul
și prindem. Dacă nu puteți să alergați și să dați drumul mingilor în același timp, va trebui să faceți chestia asta de pe loc. Deci așa. Până vă coordonați și o să și alergați și o să și dați drumul mingilor în același timp. După exercițiul ăsta 30 de secunde, vom continua să alergăm și aruncăm în același timp mingile și le și prindem. Da? La fel ca exercițiul anterior, rămâneți pe loc dacă nu puteți să vă coordonați și faceți prima dată doar așa. Da? 30 de secunde vom face. Iar toate exercițiile astea adunate vor face o serie. Fixăm cronometru și alergăm. Și acum, o dată cu dreapta, o dată cu stânga. O dată cu dreapta, o dată cu stânga. Ia uitați. Uitați-vă și la glezne, da? Să se vadă gleznele. Da? Nu ridicăm genunchiul foarte sus în timp ce alergăm. Mișcările sunt scurte din picioare și ne concentrăm pe aruncarea mingii. Mâna dreaptă, mâna stângă. Mâna dreaptă, mâna stângă. Da? Ia uitați. Foarte ușor. 30 de secunde. Gata? Oprim cronometru. Respirăm. Și continuăm acum. Alergăm și acum aruncăm mâna dreaptă, mâna stângă și prindem. Haideți să controlăm ceea ce facem. Da? Concentrarea va fi tot timpul la mâini, nu la picioare. Facem două lucruri în același timp. Alergăm și prindem mingea. Ia uitați. Odată cu mine. Haideți să vă văd. Sunteți mai tari decât mine? Nu cred. Fiți voi mai tari decât mine. 30 de secunde. Ok? Urmează cele mai grele acum. Și alergăm, dăm drumul în același timp. Hop! Și prindem. Și prindem de două ori. De trei ori. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Continuăm. Mai avem timp. Alergăm, 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 nu ne oprim. Haideți, 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 hai, hai, hai. Nu vă opriți, nu vă opriți. Și stop. Respirăm. Încă unul ultimul, acum vom arunca ambele mingi în același timp și le vom prinde. Trebuie să ne uităm, să ne cordăm și cu mâna dreaptă și cu mâna stângă. Foarte mare atenție și am dat drumul. Alergăm. Hop. 1. 2. 3. Nu foarte sus. Nu aruncați foarte sus mingea. Da? Ca să puteți să o prindem. Dacă aruncați foarte sus, nu o să puteți să o mai prindeți. Când vă cade mingea pe jos, continuați, da? Nu vă opriți. Păstrați ritmul odată cu mine. Da? Tensiune la mâini. Controlăm mâinile. Și stop, 30 de secunde. Avem o serie. Urmează încă 4 serii. Haideți să o mai luăm o mică pauză, 15 secunde. Destul de greu să facem două lucruri în același timp. Dar se poate cu exercițiul, veți învăța și voi. Făcând treburile astea, vă va fi foarte ușor pe teren de tenis, vă garantez. Ok? Încă 5 secunde. Încercați să nu vorbiți în timpul exercițiilor așa cum fac eu, pentru că nu vă puteți controla respirația. Și respirația este foarte importantă ca să aveți rezistență. Ok? Haideți să începem. Luăm de la capăt a doua serie. Și... start. Acum eu voi face un pic mai repede și la picioare. Bagă camera la picioare să se vadă, să vadă copiii cât de repede alerg eu. Ia uitați frecvența picioarelor. Ia uite, viteză maximă. Și bate mingea. Ia uite. Repede, repede, repede. Și
și stop. Prin cronometru. Respirăm un pic. Urmează în sus. Când mingea în sus, i-am dat drumul. La fel de repede. Mișcați-vă repede picioarele, cât mai repede, cât mai repede, cât mai repede. Ok, 30 de secunde. Respirăm. La exercițiul ăsta vreau să și numărați. Să-mi spuneți cea mai bună serie a voastră, îmi dați un mesaj și îmi spuneți cât ați reușit. Sunt foarte curios. Gata, am început. Și secunde. Respirăm. Cuvânăm picioarele. Și începem. Alergăm. În același timp. Stop. Respirăm. Următoarea serie. Stop, prin cronometru. Respirăm. Începem. Hop. Punem picioarele. Începem. Începem.
Hop. Începe. Hop. O serie. Hop. Cam mai repede. Hop. Stiram. Devine din ce în ce mai greu. Hop. Respirăm. Și dăm drum. Hop. Destul de greu. Mai sunteți cu mine acolo? Hai încă una, ultima. Și începe.
Repede, 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 mări ritmul. Ultima serie. Hai, 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 nu ne oprim. Și stop. Perfect, gata. Am revenit. Haideți să vă văd acum. Dacă sunteți pregătiți să facem câteva genoflexiuni cu săritură, iar apoi vom face fandări alternative cu săritură. Cum sună chestia asta? Ia să vedem. Fixați racheta în fața voastră, avem nevoie și de rachete și de cele două mingi. Deci, fixăm racheta în față, da? Să avem suficient spațiu în spate aici, da? Gen un metru, să vă lăsați de la racheta aici în spate. Ok, am pus racheta jos, fixăm picioarele între mânerul rachetei, lăsăm mingile aici, da? Și vom face prima dată genoflexiune, ne lăsăm aici, ridicăm mingile, apoi sărim cu pieptul în față, retragem brațele la spate. Foarte important să faceți asta, da? Revenim, lăsăm mingile înapoi și mai sărim o dată fără minge în mână. Haideți să exersăm de câteva ori până învățați. Ridicăm, sărim, le lăsăm. Sărim, le ridicăm. E simplu, nu? O dată cu mingile, o dată fără mingi. Exersați și voi. Păstrăm spatele drept, da? Important. Fundul, da? Să vină aici jos. Ia uitați, asta e poziția, aici, da? Nu le lăsați așa, nu așa, până jos, da? Facem genuflexiunea până jos, ca să facem corect. De ce? Pentru că ne ajută foarte mult pentru picioare, da? Foarte mult ajută. Ok, după ce exersăm de 5 ori, doar de 5 ori, 5 ridicări vom face aici, apoi facem un pas în spate. Și vom face fandările alternative. Cum se fac asta? Punem piciorul drept aici, lângă mânerul rachetei, da? Genunchiul stâng jos. Ridicăm cu mâna stângă mingea. Apoi sărim. Punem piciorul stâng lângă mâner. Mutăm din mâna, mingea din mâna stângă în mâna dreaptă. Coborâm genunchiul. Și o lăsăm la loc. Ați văzut? Apoi mai sărim o dată, iar o ridicăm cu stânga, o mutăm în dreapta. Încă o dată, o ridicăm cu stânga, o lăsăm cu dreapta. V-ați încurcat, nu? Nu e așa complicat. Haideți să vă mai arăt o dată. Și după aia să începem să numărăm. Vom face în total 4 serii cu câte 5 repetări. Genoflexiunea, 5 repetări de genoflexiuni, apoi pauză în jur de 15 secunde, după aceea vom face 5 fandări, da? Ridicări, numărăm doar că ridicăm mingea, apoi pauză și în total 4 serii. Bun, nu e mult, vă asigur. Deci, fandările, vin mai arătat, genunchiul jos aici. Ridicăm mingea cu mâna stângă, da? Foarte simplu. Da? Piciorul drept aici. Nimic mai simplu. Apoi sărim,
și schimbăm picioarele. Păstrăm spatele drept, mutăm mingea în mâna dreaptă și o lăsăm înapoi pe racheta. Apoi revenim în poziția inițială și o luăm de la capăt. Ridicăm, o lăsăm. Ridicăm, o lăsăm. Nimic mai simplu. Ok? Bun, haide să începem. Prima serie. Începem cu genoflexiunile. Și 1 2 3 4 și ultima 5. Le lăsăm la loc și sărim. Super. Respirăm. Sputrăm picioarele. Acum fandări. Mâna stângă. 1 2 3 4 5 și revenim. Bun. Respirăm, sputrăm picioarele. Avem o serie. Mai urmează 3 serii. Dăm drumul. 1 2 3 4 5. Respirăm. Doar ce m-am încălzit puțin. Și pandările. 1 2 3 4 5. Respirăm. Deja se simte un pic aici. O mică arsură. Dar trece până mâine. Întărim mușchii. Avem nevoie de ei. Și începem. 1 2 3 4 5. Super. Respirăm. Ce bine este. Mai intens decât pe terenul de tenis. Mult mai intens. Și acum ridicăm cu mâna stângă. 1 2 3 4 5 și revenim. Respirăm. Genoflexiunile, genunchi în exterior și 1 2 3 4 și 5. Încă o serie. Pandări, atenție. Și 1 2 3 4 și 5. Super. We'll be right back.
copii, începem de compresia mușchilor. Exercițiile de stretching. Prima dată în piciorul stâng, deci păstrăm echilibrul. Ridicăm piciorul drept la spate. Îl prindem cu mâna dreaptă. Ok. Prindem piciorul stâng. La spate. Păstrăm echilibru. Lăsăm ușor jos. Acum coborâm. Vă relaxați, ne întindem, apoi prindem genunchiul piciorului drept la piept, iar cu piciorul stâng îl păstrăm întins și lipit de podea. Ia uitați, fără să ridicăm. Piciorul drept cât mai apropiat de piept, da? Și respirăm. Lăsăm ușor. Revenim. Și schimbăm. Piciorul stâng. Relaxăm aici. Și presăm genunchiul la piept, cât mai aproape de piept. Ok, revenim. Acum schimbăm poziția. Păstrăm piciorul stâng drept, iar piciorul drept îl punem aici, cu genunchiul îndoit. Vedeți? Cu mâna dreaptă prindem vârful piciorului. Ia uitați! 30 de secunde, rămânem în poziția asta. Acum, cu piciorul stâng și prindem piciorul drept. Ok, revenim, acum ne așezăm cu picioarele sub noi și încercăm să stăm în coate, da, să ne lăsăm aici, să vedem cât timp rezistați și voi așa. Ușor ne ridicăm.
picioare. Ok. Iar acum le încrucișăm. Piciorul drept îl mutăm partea stângă. Da? Iar cu genunchii întinși ne aplecăm. Da? Și încercăm să atingem cu vârful degetelor pământul. Iar cei mai buni dintre voi, dacă puteți, fixați și palma pe sol, ceea ce eu nu pot face. Vedeți? Păstrați genunchii întinși. Revenim încet, foarte încet, schimbăm, punem piciorul stâng, partea dreaptă și ușor ne aplicăm la fel. Ușor revenim, respirăm, depărtăm picioarele și atingem cu capul genunchiul stâng aici. Nu îndoim genunchi. Încă 10 secunde. Și revenim. Schimbăm. Ok. Respirăm. Și prindem ambele picioare. Ok, ne ridicăm încet, revenim. Copii, aceasta a fost cea de-a patra lecție. Am avut exerciții puțin mai grele față de cele din lecțiile trecute. În cazul în care nu reușiți să țineți pasul cu mine, va trebui să lucrați singuri pentru a vă îmbunătăți condiția fizică. Ne vedem data viitoare la următoarea lecție și nu uitați, dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, dați-mi un mesaj pe Instagram, Lucian_tennis, și putem lucra împreună. Pe curând!